Media, întâi de toate permiteți-mi să vă salut, salut invitații la casa noastră. După cum a fost anunțat, evenimentul de astăzi este dedicat pentru acțiunile care s-au petrecut la ziua de ieri, sub egida Procuratoriei Anticorupție. Deci o avem pe doamna Veronica Dragălin, pe domnul Pânzari Alexandru. Eu o să încep ierarhizat conform aspectelor de procedură să ofer cuvântul. Dacă o să apară pe parcurs anumite necesități de detaliere, cu siguranță vom încerca să oferim și suportul și răspunsul la întrebările corespunzătoare. Dacă se permite, doamna Veronica. Bună ziua tuturor! Deci venim astăzi cu un briefing de presă să dăm careva detalii despre acțiuni care deja au apărut în spațiul public. După cum cunoașteți, exact 2 săptămâni în urmă am susținut un alt briefing de presă, am mers în Parlament să ridicăm imunitatea la 2 deputați. Și am explicat că de mai mult timp, deci Procuratura Anticorupție cu aportul și susținerea Centrului Național Anticorupție, Poliția, SIS și deci mai multe organe de urmărire penală, investigăm infracțiuni care implică finanțarea ilegală a partidelor politice, acceptarea finanțării ilegale din partea grupurilor criminale organizate, corupția clasică și corupția politică. Deci o infracțiune nouă introdusă în codul penal din Republica Moldova, începând din luna august. Toate aceste infracțiuni sunt foarte importante pentru că afectează până la urmă procesul democratic de a participa în alegeri corecte, legale, care respectă toate principiile dintr-o țară democratică. Și când avem finanțarea ilegală, când avem bani murdari care intră în procedura de a finanța partide care participă la alegeri, asta afectează drepturile fiecărui cetățean să fie reprezentat de oameni integri, de oameni corecți, care respectă legea până la urmă. Deci, Procuratura Anticorupție are competența să investigeze așa fel de infracțiuni. E vorba despre finanțarea ilegală a partidelor. Am pornit investigații de mai multe luni de zile pe mai multe dosare separate, care sunt investigate în paralel, inclusiv de oficiul central aici la Chișinău, oficiul nord, oficiul sud. Deci e corect să spunem că acoperim întregul teritoriu a Republicii Moldova când vorbim despre acest fenomen care se întâmplă la moment. Lucrăm împreună cu organele, deci inclusiv CNA, poliția, să documentăm aceste lucruri. Am autorizat măsuri speciale de investigație la judecători de instrucție, care ne-au permis să interceptăm telefoane, să urmărim persoanele, să documentăm transmiterea de bani, să investigăm spălarea de bani, care deci conexă cu așa fel de infracțiuni și înțelegem cu mult mai bine cum funcționează aceste grupuri criminale, care sunt metodele lor de a introduce bani în partidele politice. Și deci astăzi o să dăm careva detalii despre un anumit aspect în aceste investigații. După cum am menționat și 2 săptămâni în urmă, e posibil să avem așa rezultate când avem oameni care au curajul să raporteze așa fel de infracțiuni la organele competente, ca să ne permită nouă să intervenim, să putem documenta aceste fapte, să le putem aduce publicului, să înțeleagă și oamenii din țara noastră ce se întâmplă pe teritoriul nostru. Deci, mulțumim foarte mult tuturor care cooperează în continuare, care au raportat așa fel de infracțiuni care ne-au permis să pornim dosare penale, și încurajăm și pe alții în continuare să coopereze ca să asigurăm că vom avea alegeri locale în luna următoare care vor fi corecte și vor respecta legea. Și vrem să vă asigurăm că cei care încalcă legea penală vor fi trași la răspundere conform toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. O să răspundem la întrebări la sfârșit, dar deocamdată domnul Pânzăr va da careva detalii despre acțiunile care au avut loc ieri. Da, vă mulțumim.
Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. După cum colegii au menționat, la data de 4, la ziua de ieri, pe întreg teritoriul țării au fost efectuate acțiuni de urmărire penală și anume peste 70 de percheziții în mai multe localități din țară, unde în cadrul măsurilor proactive au fost documentate și relevate probe privind primirea și acceptarea sumelor bănești pentru finanțarea partidilor politice de către organizatori, un grup de cetățeni, persoane fizice, pentru a favoriza anumite partide politice. La moment, acțiunile sunt în derulare, unde vom reveni cu alte detalii pe parcurs. Vă mulțumim! Eu o să încerc să fac o retrospectivă a tuturor lucrurilor care s-au petrecurs în timpul respectiv și o să încep etapizat. De fapt, de ceva timp, în atenția organelor de drept, și aici vreau să precizez că este în atenție și celelalte instituții ale statului cu reglementări de competență pe linia de investigare, vorbim și de serviciul VAMAL, vorbim și de serviciul de informații și securitate, colegii de la CNA, poliție, a apărut în atenția noastră despre o nouă metodă de finanțare și de transmitere a surselor financiare către unii exponenți ai unor grupări care au fost precizați. Astfel, prima acțiune sau în atenție prima măsură care a fost la începutul lunii septembrie, atunci când pe teritoriul Republicii Moldova a apărut intenția de a introduce de către 3 cetățeni, 2 de origine străină și un cetățean al Republicii Moldova, peste 1975 de carduri bancare care aveau destinația anume de a fi utilizate în scopul transferării sumelor bănești pentru asigurarea anumitor acțiuni de finanțare. Urmare investigării care s-au petrecut de-a lungul timpului până la ziua de ieri, țin să precizez că s-a demonstrat că, de fapt, scopul acelei partide care venea și a fost reținută la data la începutul lunii septembrie, cât și alte cartele de genul respectiv care deja erau în uz, de fapt erau predestinate pentru a fi repartizate persoanelor cheie din rândul unui partid politic care era angajat pentru scrutinul electoral și care venea finanțarea din exterior. Țin să menționez că toți figuranții care au fost în atenția organelor de drept și care au fost documentați, de fapt toți erau asigurați cu astfel de carduri bancare, cu telefon mobil și cu tabletă. Pe aceste telefoane mobile și pe aceste tablete, de fapt, erau instalate aplicația care servea ca modalitate de operare a acestor transferuri bănești și de deservire ulterioară. Țin să precizez că responsabil de instalarea și gestionarea mecanismului de aplicație telefonică cu cardul bancar, de fapt, era un cetățean a Republicii Moldova, original de aici din Chișinău, care participa la toate ședințele restrânse cu membrii partidului respectiv și care avea rolul bine organizat anume de a instala și de a gestiona această platformă de activitate și transferuri a datelor și sumelor bănești. Cât ține de ziua de ieri, menționez că au fost efectuate 70 de percheziții. La toți figuranții de principiu au fost ridicate aceste carduri, telefoanele și tabletele respective care erau utilizate. Mulți o să ne punem întrebarea care era scopul acestora. Scopul era de a reduce de numărul acelor curieri care de-a lungul timpului au fost documentați și de către colegii de la Centrul Național Anticorupție, de la Serviciul de Informații și Securitate, de la Poliție. Deci, automat au dispărut o serie din acei curieri responsabili de această acțiune. Drept urmare, cum am și spus, în cadrul perchezițiilor, la toți figuranții care au fost parte a investigațiilor, au fost ridicate aceste bunuri. În afară de aceasta, au fost ridicate o serie de înscrisuri care, de fapt, demonstrau implicarea unor din aceste persoane, unora din aceste persoane, în diferite acțiuni
predestinate, cum le cunoaștem cu toții, diferite proteste sau acțiuni spontane, în dreptul fiecăruia, la fel fiind indicate sumele care erau predestinate fiecăruia. Mai mult ca atât, au fost ridicate și sume de bani, ridicate liste cu persoane care aveau rolul de candidați în următorul scrutin electoral și unde era stabilit care sunt sumele de bani oferite fiecărui din acești candidați pentru procurarea anumitor piese vestimentare. În afară de aceasta, bineînțeles, au fost ridicate sume financiare bănești, atât în valută străină cât și în valută națională, și mai mult ca atât a fost, nu este obiectul investigației date, dar a fost ridicată și o armă deținută ilegal de către unul dintre figuranții respectivi. Drept urmare, și la moment colegii noștri desfășoară acțiunile procesuale sub egida Procuraturii Anticorupției și colegilor de la CNA, urmând a fi stabilite toate acțiunile ulterioare. În același context, eu aș dori, după cum a spus și doamna Răgălin, să recomand tuturor cetățenilor care au mai beneficiat de astfel de carduri și care au în posesie astfel de carduri, ca să nu fie subiecții investigațiilor ulterioare, de a se prezenta benevol și a le preda la organele de drept și a conlucra în acest scop, cum am și spus, pentru a nu deveni ulterior subiecția investigațiilor pe criteriul spălării de bani care este documentat la moment. Eu aici închei, dacă sunt întrebări, vă rog foarte mult. Deci, ieri nu au fost reținute nicio persoană din subiecții care au, unde au avut loc perchizițiile. La moment se apreciază probele în privința fiecarei persoană vizată, deci încă nu putem da numerele concrete de statutul persoanelor, dar o să revenim cu siguranță, deci cu un comunicat de presă, cu detalii ulterioare după ce se iau deciziile, să ajung la decizii respective pentru fiecare persoană vizată. Deci sunt mai multe partide, chiar și acțiunile de ieri au implicat mai multe partide, nu doar unul. Un lucru în comun care au mai multe partide care până acum au fost vizate în acțiuni de urmărire penală sunt legături cu partidul declarat neconstituțional, partidul Șor. Deci inclusiv la percheziții au fost găsite anumite lucruri care leagă persoana, deci asociază persoana cu fostul partid, partidul politic Șor, dar până la urmă, deci noi nu ne focusăm pe un singur partid, investigăm toate aspectele și persoanele care pot fi implicate în mai multe partide, deci e vorba de mai multe partide politice. Și astăzi, în luna septembrie, a fost prezent un lot de carduri. Eu vreau să spuneți câte carduri mai exact erau în acel lot și unde urmau să ajungă, în afară de figuranții sau cei care dirijau această schemă. Și dacă ne uitam schema care a fost prezentată, de fapt era reflectat că au intrat în acel lot, de fapt au fost reținute 1975 de carduri. Cele trei persoane, de fapt, au încercat să introducă câte un număr anumit de carduri de fiecare persoană. Bineînțeles că scopul sau destinația acestor carduri era repartizarea la fel în rândul persoanelor exponenți ai anumitor partide, figuranți ai grupării criminale care a fost menționată, în vederea excluderii circuitului în numerar a banilor și trecerea la modalitatea de gestionare a surselor financiare doar prin intermediul acestor carduri. Deci, bine, nu ajunge la protestatari, vorbim de persoane care coordonează sau au anumite roluri bine puse la punct, determinate. Persoanele sunt cercetate în stare de libertate, la moment se examinează și vom veni cu detalii ulterior. Toate cardurile sunt ridicate la cauză penală, se fac acțiuni în colucrare cu Serviciul de Prevenire și Spălare Banilor, cu Banca Națională și vom veni ulterior cu detalii. Mulțumesc.
Bine, nu are nicio tangență persoana menționată de dumneavoastră la aceste acțiuni. Dumnealui, de fapt, la ziua de ieri nu era în libertate ca noi să putem face acțiuni procesuale la dumnealui la domiciliu. Deci a fost o altă persoană care este specializat în domeniul IT. Să pot clarifica, deci ca să, fie, să fim corect înțeles, mai ales de cetățenii în care poate au primit așa carduri în, și le au în posesie, pentru că după cum am văzut într-un anumit, deci într-o anumită zi, am avut aproape 2000 de carduri care au încercat să fie introduse la noi în țară. Deci pot vorbi din punct de vedere ca procuror cu experiență în mai multe cazuri, nu doar despre această investigație, să vă spun că deci sunt infractori care cred că e mai puțin riscant să, de exemplu, distribui bani pe o cartelă mică decât să îmbli, de exemplu, într-o geantă cu un număr mare de numerar. Da? Deci asta e o strategie câteodată folosită de criminali pentru că ei cred că asta îi protejează în anumit mod. Eu vreau să fiu foarte clar. Când e vorba despre implicarea a cardurilor bancare, noi deja vorbim despre spălarea de bani. O infracțiune cu mult mai serioasă, cu mult mai gravă și care, deci, dependent de circunstanțe, e pedepsită cu ani de închisoare. Deci, să fie foarte clar, folosirea de carduri bancare în loc de o pungă de bani sau un culeoc negru de bani, asta, de fapt, ridică pericolul pentru persoanele care participă în așa fel de acțiuni, pentru că se implică o infracțiune cu mult mai serioasă, spălarea de bani, inclusiv prin conturi bancare, inclusiv prin alte țări. Deci noi facem, deja știm foarte multe informații despre aceste carduri bancare, pentru că noi înțelegem de unde ele, deci de unde e originea. Putem afla prin surse, instrumente legale, mai multe informații despre cine au pus bani în aceste carduri și tot restul. Dar deci să fie foarte, foarte clar, pentru persoanele care au la ei în posesie așa fel de carduri, care înțeleg foarte bine că sursele de bani care sunt pe aceste carduri sunt surse interzise și nu sunt contabilizate în documentele partidului, așa persoane riscă să fie complice, cel puțin, la spălare de bani. Deci, după cum a menționat și domnul Cerneuțanu, vă încurajăm foarte mult să veniți să predați aceste carduri benevol, pentru că în așa mod ați avea posibilitatea să fiți martori în aceste dosare, în loc să fiți persoane care până la urmă vor fi trași la răspundere. Deci să fie foarte clar, așa metode de a ascunde de unde vin banii și de a transfera bani, de a introduce bani în țară, nu protejează, nu reduce riscul de a fi tras la răspundere. Din contra, e vorba despre o infracțiune cu mult mai serioasă. Din afara țării, dar mai mult n-o să divulgăm la moment. Deci investigația noastră e în derulare. O să revenim cu mai multe detalii, dar deci sursa banilor e din afara Republicii Moldova. Dacă ați întocmit lista exponenților care nu pot participa la alegeri, cine sunt aceste persoane sau când o veți face public? Bine, dacă se permite aici, o să intervin și eu. De fapt, interdicția sau stabilirea rolului exact de a participa sau nu a participa într-un scrutin electoral aparține nemijlocit Centrului Electoral Central, CEC-ului, și aici cred că ar fi mult prea mult să declarăm noi cine participă și cine nu participă. Este vorba de un aspect procedural, informațional, care dacă de la noi se cer anumite date, aceasta o face CEC-ul. Noi livrăm datele exact care ne vor fi solicitate. În rest, mai departe, decizia va aparține CEC-ului de a stabili rolul de candidat sau de a nu-i atribui acest rol. Vă rog frumos încă o întrebare și să finalizăm. Vreau să ne spuneți dacă perchezițiile de ieri au o legătură și cu modificările care au fost făcute la cod electoral, adică se caută persoane care să nu poată candida la alegeri. Aș vrea să descurajez această idee ca să o împărtășim în continuare. Cu atât mai mult, toate măsurile procesuale care au fost asigurate și coordonate sub egida Procuratoriei Anticorupție și de comun cu Centrul Național Anticorupție și măsurile care s-au realizat până la moment, nu au fost stabilite la ziua de ieri sau ziua de alaltă ieri. Sunt măsuri și acțiuni care s-au derulat de ceva timp,
e vorba de ordinul lunilor sau săptămânilor și nici că acum nu legăm sau nu are tangență cu evenimentele care au avut loc ieri sau alaltă ieri. Acel platform care există la ora actuală. Pentru că ați vorbit despre cazul ăla, despre sume de bani, dacă este posibil de intervenire. Cu siguranță, acolo unde va fi necesar, se va propune. Noi, atât și Inspectoratul General al Poliției, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, suntem subziunile sau instituțiile care aplicăm legea și venim doar cu anumite sugestii. Nu suntem noi cei care elaborăm și promovăm actele normative, dar cu siguranță, în acele grupuri de lucru în care sunt propuneri de amendamente și reglementări a cadrului normativ, cu siguranță aceste aspecte se propun, anume pe unele criterii care ne sunt și nouă dificile în procesul de activitate. Sunt doamna procuror șef, în societate există o opinie în legătură cu faptul că procuratura anticorupție se concentrează prea mult pe aceste legi locale, și sunt implicată în activitatea partidilor. Și dacă cumva, nu știu, nu există alte probleme din partea procuraturii legate de instrumentarea dosarelor de rezonanță, există instituția de statului care se ocupă de aici, există autoritatea de control central și vă întreb dacă este ok ca procuratorul anticorupție să apară în această imagine ca, să spunem așa, o locomotivă în combaterea corupției cu partidele politice. Da, ca să fiu foarte clar, noi nu doar avem dreptul, dar avem obligația să investigăm așa fel de infracțiuni. Sunt în codul penal, asta înseamnă că deci, legea penală care se aplică în Republica Moldova trebuie să fie respectată. Procuratura anticorupției la moment e procuratura care are exclusiv competența pe infracțiunea prevăzută la articolul 181 indice 3 și indice 2 cu alineatul 5. Deci noi suntem obligați să investigăm fiecare sesizare care deci, ajunge la noi și deci noi după asta aplicăm codul de procedură penală, urmărim probele, vorbim cu persoanele care cooperează, audiem martorii și venim cu acțiunile care le prevăd codul de procedură penală și codul penal. Deci nu e vorba despre a fi selectiv. Noi întotdeauna aplicăm legea în mod egal, indiferent de partide politice, dar clar lucru, asta înseamnă că o să avem în gestiune, am avut în trecut și o să avem în continuare, în gestiune dosare care implică partide politice. Și asta e și corect, pentru că noi suntem instituția care au, deci avem competența pentru așa fel de infracțiuni. Deci să fie foarte clar, e o prioritate pentru instituția noastră, la fel cum sunt și restul infracțiunilor care sunt date de competența Procuraturii Anticorupției, infracțiuni de corupție mare din țara noastră și când suntem într-o perioadă de alegeri unde activitatea e cu mult mai ridicată din punct de vedere de, de transferuri, deci de finanțare și tot restul, noi o să fim foarte atenți și o să aplicăm legea penală tuturor. Nu știu la ce declarații vă referiți, eu nu am urmărit declarațiile lui, deci noi în continuare o să dăm informație oficială din partea procuraturii, prin comunicate de presă scrise și în așa briefings de presă. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și o zi bună tuturor! Vă mulțumim foarte mult! Aveți posibilitatea să urmăriți un filmuleț, anume la acțiunile care s-au petrecut la ziua de ieri. Вот,
Ажурсы прокурор втором крыльце созвонил, то есть что-то здесь предложение, да? Да, вот она пишет, что она заблокирована. И вот она, что насчет, то вот они сказали, что если будет зарплата, то будет здесь. Да, Москва. Вы пришли за статус дровки? Да. Да. Президенты Силам Аздечеш лежат в Омбатрин. Шилом на Омбатрин двери на митинг обещали на вас. Шо не платежьте? Шиния, Рубашковска, и не платежь, да помолодать, и сам бомбит. Вроде столько, ну не да, так шо не еще лежьте. Вообще-то одно и лезет с крови белок. Вон, а как мне говорит, что я мав там выпьем телефон. Да. Bună seara! Bună seara! Domn... Îmi cer scuze la mata, dar am o întrebare la mata, dacă se poate. Cu cine vorbesc? Poftim? Cine vorbesc? O femeie de la satul Drochea. Ai, gata, am înțeles. Domnule, te rog frumos, mata este un om, parcă să a zis de treabă. Lămurește-mă, mata. Eu vreau să aud la mata, din gura matale. E speranța să-mi plătească nouă bani ori nu. Eu mă gândeam că nu mă văd doi, trei. Dar e la fel la mulți încă sunt care nu le-au dat bani. Uite care e chestia. Păi te rog, mata, lista la fel. Și săptămâna viitoare nu te șerpesc la doamna și pe celor. Să umblăm noi de telefonul, să stați și aia. Să nu știți deloc la doamna și potărâi mă trebare. Deci, Pablo, nu... Ну, он требует документы.